În primele 6 luni, prețurile au continuat să scadă, dar nu s-au mai prăbușit ca în perioada 2008-2010. Dacă în urmă cu 4 ani prețurile la imobiliare înregistrau o scădere de 40%, în 2013 scăderea a fost de doar 10-15%. Un apartament într-un bloc ca acesta costa anul trecut maxim 45.000 de euro. În 2013, un astfel de apartament costă 37.000 de euro, cu tot cu îmbunătățirile de interior. Pentru un apartament de 2 camere, etaj intermediar în piața centrală, în zona Băii Comunale, un gălățean plătește cu aproximativ 2-3 mii de euro mai puțin ca anul trecut. În zona bulevardului Nicolae Bălcescu, un apartament de comandat situat în bloc vechi, cu câteva îmbunătățiri ajunge la 31.000 de euro față de 35.000 de euro cât costa anul trecut. În ceea ce privește construcțiile noi și acelea puține, o locuință la malul Dunării pe faleză costă anul acesta 50-60.000 de euro, mult mai puțin ca în 2012. De asemenea, agenții imobiliari spun că cererea și implicit oferta la case și terenuri este slabă. Pentru cei care doresc să-și construiască o casă, pot cumpăra un teren în zona centrală cu 100-150 de euro metrul pătrat. Se găsesc însă și case de lux, gata construită, mobilată și utilată, cum sunt cele din strada Arcașilor, care ajung la 100-145.000 de euro. Oricum ar fi, piața imobiliară rămâne dependentă de evoluția economică la nivel național.